Bun găsit, e 9 mai 2022, suntem europeni până la capăt și facem un bilețel nou pentru ziua de azi, da? La moment aniversar în care Putin își face de cap pe planetuță. Primele două meciuri de pe biletul de azi încep la 19, diseară la 7 fix. Avem o cotă totală babană de 169,98 și e un bilet format, parcă am mai zis, parcă n-am mai zis, din 8 evenimente. În mod clasic aș putea spune că așa am tot făcut în ultima vreme. Like la acest video, abonați-vă la canal, setați-vă clopoțelul să chiar primiți toate notificările din partea mea. Hai să le zicem pe astea 8. Norvegia, divizia 1, KFUM, da? KFUM Oslo, se duelează cu Brann și e o treabă din care vor câștiga oaspeții. Mergem pe 2 solist, victoria Brann. Mergem pe 2 solist, victorie de oaspeți, repet la nesfârșit ca să notați foarte clar și foarte bine. Tot Norvegia divizia 1 și în continuare cu duelul dintre Sandnes Ulf și Fredrikstad. Vor câștiga gazdele aici, mergem pe 1 solist, câștigă Sandnes Ulf în varianta asta de meci. Continuăm cu Scandinavia, dar ne mutăm nițeluși în Suedia, în Allsvenskan, să culegem și de acolo un eveniment. Helsingborg are întâlnire cu Norrköping și vor câștiga oaspeții. Mergem pe 2 solist, victoria Norrköping. Victorie de oaspeți și la meciul ăsta cu suedezi. Și mai stăm o ultimă dată prin Scandinavia, să mergem și în Danemarca. Mergem în Superliga daneză să culegem Vibo în întâlnirea lor cu Vejle. Vor câștiga gazdele, vor câștiga Vibo. Mergem pe 1 solist. Avem și două meciulucuri din Elveția Challenge League. Orau, Arau, cum îi veți găsi în aplicații scriși, Orau se duelează cu Lozan Uși și vor câștiga din treaba asta gazdele. Mergem pe 1 solist, victoria Orau. Și mai apoi tot în Challenge League-ul, League-ul elvețian se mai duelează Vil cu Winterthur. Vor câștiga oaspeții, vor câștiga Winterthur. Mergem pe 2 solist. Spre final de bilet, penultimul eveniment de azi, din bilețelul zilei de azi, mergem în Anglia, Liga 1, culegem și de acolo o treabă, chiar dacă e luni, Sheffield Wednesday se întâlnesc cu Sunderland. Va fi egal, fie la pauză, fie la final de meci. Ați văzut că ieri ne-a salvat, cel puțin într-un caz, acel PSVX și nu X final. Mergem și astăzi pe treaba asta, în meciul ăsta, să sperăm că avem un pic de baftă. Sheffield Wednesday versus Sunderland, PSFX egal, fie la pauză, fie la final de meci. Biletul îl închidem cu Premier Divisionul irlandez. Mergem acolo să luăm meciul dintre Derry City și St. Patrick's Athletic. Va fi o treabă din care se vor căra măcar 3 goluri în meci. 3 plus este punctul din partea mea în meciul ăsta cu irlandezi. Derry City versus St. Patrick's Athletic, 3 plus, minimum 3 goluri în tot evenimentul. Dacă vreți și biletele mele mai lungi, desigur, vă aștept cu ele în grupul meu privat de WhatsApp. Cum să intrați în grup? Aveți numărul meu de telefon și detaliile chiar aici în descrierea de video. Am câștigat cu unul dintre biletele lungi sâmbăta răstrecută, deci nu asta de weekendul ăsta, aia din 30 aprilie, am câștigat o super frumoasă cotă de 1293 cu doar 2 lei pariați în cazul meu, 3300 de lei și un alt membru din grup, pentru că a fost isteț și a avut și bani, buget, a pariat cu 4 lei și a câștigat 6750 de lei, aproximativ cam așa. E foarte excelent dacă vreți să le jucați și pe alea, sunt foarte riscante, jucați cu responsabilitate și dacă veniți în grup, gândiți-vă responsabil la ce cheltuieli implică treaba asta. Preferabil să fiți din România, să aveți cont la Superbet, aplicație de Superbet instalată pe telefon. V-am pupat pe Cozoroc, ne revedem și în dățile următoare!